Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Cu o pauză destul de mare, cred că aproape 2 luni, revenim cu un nou vlog la Palmipede. Aici, după cum se vede, sunt două leșești și o pereche. Găscanul castaniu și gâsca albă și o gâscă castanie moțată femelă. De la bunul meu prieten, de la care am majoritatea păsărilor. Bineînțeles, Ionuț Claudiu. Așteptăm rezultate frumoase. Am luat încă un gâscan leșesc, adică celălalt gâscan leșesc cu gușă. Tot de la el îl am. Și am ales să mai iau încă unul ca să nu am probleme cu consanguinizarea. Și gâsca albă la fel, să mai diversific culorile, iar gâsca moțată am luat-o drept incubator natural. Și drept experiment. Mișto tare. Cârdu s-a mărit. Găscanul matur a evoluat. Aici cei mei sunt gâștele, bobocii de gâscă în a doua serie. Ceilalți sunt bobocii de gâscă din prima serie. Cel mult voi mai opri încă 3-4 gâște leșești. Și cel mai probabil din a doua serie. Pentru că aceștia vor ieși gușați. La porumbei am noutăți. Aici un mascul standard. Voiajor. Argintiu, o frumusețe. Aici iar un puișor cuc, standard voiajor. Și după cum se vede acolo, avem o pereche de tacla negri. Sunt curios. Toate că nu o să iau la zbor, să văd cum o să joace, dar și cum. Aici mi-am adus aceste două femele voltat, ca să nu mai am probleme când stricau perechile la ornament acolo, în partea cealaltă. Așa, ce noutăți mai am pe aici? Americanul cu voiajoarea ouă, sunt curios și o să scoată. Aici Cucu e deja la a patra serie de pui. Aici avem un pui de capucin crescut de Gutu și de Bufniță. Îl avem pe Gutu acolo și Bufnița e în golieră. Așa. Aici este bălțata pe Cuc din Buci, fratele ei. Cuc. Acolo e Cucu din prima serie, Cuca din a doua serie, Cucu și Cucii, bineînțeles, din prima serie, pardon. Albastra din prima serie a lui Gutu. Și aici un Gut din a doua serie a lui Gutu. Celălalt Gut din a doua serie a lui Gutu, albul din prima serie a albilor, cucul acesta mic e din Cuci din a treia serie,
Uitați-o aici pe bufniță și pe roșia. Știu că am luat o pauză destul de mare de la vlog din cauza bacalaureatului pe care l-am și promovat. Și dragilor, cam acesta este vlogul pe ziua de astăzi. Puțin scurt, dar sunt convins că o să vă placă.